Horoscop de weekend 15-16 octombrie 2022. Vărsătorii au parte de multe surprize plăcute. Horoscopul de weekend 15-16 octombrie 2022 pentru toate zodiile. Citește horoscopul tău aici și vezi ce ți-au rezervat astrele. Descoperă horoscopul de weekend 15-16 octombrie 2022. Astrele aduc vești bune pentru unii nativi ai zodiacului. Majoritatea zodiilor vor avea parte de un weekend relaxant, însă pentru cei mai puțin norocoși pot apărea conflicte în plan personal sau chiar și cu persoana iubită. Sfârșitul de săptămână este marcat de trigonul Venus-Saturn, care îi face pe nativ să se gândească la adevărata valoare a lucrurilor din viața lor, horoscop de weekend 15-16 octombrie 2022. Află ce îți rezerva astrele în aceste zile! Vești bune și recomandări pentru toate zodiile, berbec, taur, gemeni, rac, leu, fecioară, balanță, scopion, săgetător, capricorn, vărsător și pești. Vezi ce îți rezervă astrele. Berbec, 21 martie, 19 aprilie. Se anunță un sfârșit de săptămână agitat, însă ar fi bine să te organizezi în așa fel încât să duci la bun sfârșit sarcinile în ziua de sâmbătă. Doar așa te vei putea relaxa duminică, deoarece ai nevoie să-ți încarci bateriile pentru o săptămână la fel de plină. Cei dragi îți vor fi aproape și vor încerca să-ți ia gandul de la toate lucrurile care pun presiune pe tine. Dacă ești pus în situația de a avea nevoie de bani, astrele îți recomandă să te ferești de împrumuturile la bancă. Taur, 20 aprilie, 20 mai Acest weekend vine cu multe schimbări în familie. Unele relații vor avea de suferit, în timp ce altele vor deveni și mai apropiate. Nu-ți face griji, deoarece lucrurile se vor așeza până la începutul săptămânii. Astrele își recomandă să profiți de aceste zile libere și să-ți pui ordine în gânduri. Vei fi pus în fața unei alegeri importante pentru viitorul tău și este bine să știi ce îți dorești de la viață. Gemeni. 21 mai 21 iunie. Pentru gemeni, acest weekend este despre relaxare, așa că astrele îți recomandă să înlături orice sursă de stres. Ai nevoie de liniște pentru a putea medita asupra săptămânii ce tocmai a trecut. O sursă din exterior poate genera conflicte în relația cu partenerul de viață dacă te vei lăsa influențat de opiniile altora, înseamnă că relația nu este una atât de serioasă precum ai fi sperat și ar trebui să iei în considerare separarea de persoana din viața ta. RAC 22 iunie, 22 iulie Racii sunt foarte ocupați în acest sfârșit de săptămână, deoarece și-au neglijat sarcinile și acum toată lumea trage de ei. În plus, membrii familiei au nevoie de ajutorul și sfaturile lor într-o problemă ce nu poate fi amânată. Chiar dacă îți faci griji că vei fi stresat, te vei simți foarte bine după ce îți vei îndeplini toate responsabilitățile. Astrele îți recomandă totuși să ai grijă la efortul pe care îl depui, deoarece nu ești într-o formă prea bună și ar putea apărea unele probleme de sănătate. Leu, 23 iulie 22 august. Ești neîncrezător în ceea ce afișează cei din jurul tău, dar trebuie să ai grijă la atitudinea ta, deoarece riști să rănești persoane care nu îți vor decât binele. Dacă cineva are nevoie de ajutorul tău, nu ezita, deoarece vei fi răsplătit zilele următoare pentru bunătatea ta. Nu lăsa paranoia să-ți strice weekendul și caută să stai departe de conflicte. Este momentul potrivit pentru o ieșire romantică cu persoana iubită. Fecioară, 23 august-22 septembrie Vei simți nevoia de a sta cât mai aproape de persoana iubită, așa că pregătește-te de un weekend romantic. O relație necesită mai multă implicare și dăruire și te vei bucura să vezi că veți deveni din ce în ce mai apropiați. Acest zile de relaxare te vor încărca de energie pozitivă și îți vor da putere pentru această săptămână. Persoanele apropiate vor încerca să-ți influențeze planurile de viitor, dar trebuie să rămâi ferm și să iei propriile decizii. Balanță: 23 septembrie, 23 octombrie. În acest weekend apar multe idei grozave în viața ta, și ar trebui să te pui pe treabă dacă vrei să le aduci la realitate. Trebuie să ai încredere în abilitățile tale și să ignori părerile celor care încearcă să te dea înapoi. Ai grijă totuși la modul în care te exprimi. Ai tendința să fii destul de direct și anumite cuvinte pot genera conflicte. Astrele sunt de partea ta și își recomandă să nu își fie frică de eșec și să treci la acțiune. Scorpion, 24 octombrie-21 noiembrie Scorpionii sunt nevoiți să ia decizii importante legate de familie, iar astrele le recomandă să privească lucrurile pe termen lung trebuie să aibă mare grijă, deoarece legerile pe care le fac nu îi va influența doar pe ei. Ești tentat să cheltui bani, însă acest lucru nu este recomandat până când îți vei atinge un obiectiv financiar important. Mai ai de muncă până când vei putea să faci acele investiții la care te gândești în ultima perioadă. Săgetător, 22 noiembrie, 21 decembrie ar trebui să te sfătuiești cu membrii familiei asupra planurilor tale de viitor. Vei petrece un weekend liniștit alături de ei și este momentul potrivit să le asculți părerile. Unii s-ar putea simți amenințați de individualitatea ta, dar nu te poți opri din creștere pentru a le face pe plac. Ai probleme în relația cu partenerul tău, care trebuie să fie imediat discutate. Dacă veți ajunge la un plan comun, atunci vă veți simți mult mai apropiați. Capricorn 22 decembrie-19 ianuarie. Capricornii au muncit peste măsură și săptămâna aceasta, și nu vor fi într-o formă fizică prea bună. O stare de oboseală accentuată îi va face să se deconecteze de la tot ceea ce pune presiune pe ei. Închide telefonul și bucură-te de aceste zile alături de persoana iubită. Astrele îți recomandă să fii mai precaut în legătură cu banii pe care îi cheltui. Ar fi bine să te gândești dacă chiar ai nevoie de acel lucru înainte să-l cumperi. Vărsător, 20 ianuarie, 18 februarie Ai parte de surprize plăcute care te vor umple de energie pozitivă. Vei primi vești bune și astrele sunt de partea ta în tot ceea ce îți propui. Este momentul perfect să te bucuri cu persoana iubită de activitățile voastre relaxante preferate. O criză financiară neașteptată ar putea să ți amenințe planurile, însă nu trebuie să lași acest lucru să îți strice weekendul. Poți lăsa grijile pe începutul săptămânii următoare. Pești, 19 februarie 20 martie. În acest weekend, pești ar trebui să și comunice mai clar sentimentele și nevoile, dar să dea ascultare la ce au și alții de zis. O bună comunicare ar putea schimba întreaga ta energie pentru aceste două zile. Dacă vei întâmpina persoane cu care simți că nu rezonezi, ar fi bine totuși să fii mai rezervat. Gândește-te mai bine la ce ai de făcut în această perioadă, deoarece deciziile pripite te pot afecta în mod negativ pentru un timp mai îndelungat.